bine ați revenit la un nou vlog. Noi numai ce am mâncat niște paste super bune. Am venit pentru a doua oară la acest restaurant italian. Am mai fost acum vreo două săptămâni sau ceva de genul și ne-a plăcut super mult mâncarea și am revenit. Noi am mai fost la restaurante de stea italienești, dar care sunt mai mult lanțuri în toată Marea Britanie și mâncarea n-a fost atât de bună cum a fost aici. Acesta pare un restaurant mai de familie, ceva, dar oricum mâncarea delicioasă. Eu am mâncat niște carbonara, pentru că de obicei ăsta e sortimentul de paste pe care mănânc mai mereu, sunt pastele mele preferate. Și Adi și-a luat niște linguine cu fructe de mare și ale lui foarte bune. Și acum ne-am suit în mașină și o să mergem până la IKEA. Sunt câteva chestii pe care vrem să le vedem, mă rog, să mai aruncăm ochii în principiu. Și cam atât. După aceea probabil mai tragem o tură și pe la Aldi să luăm, nu știu, rânțăibile. Și începem weekendul mult așteptat. Can I get your number, baby? I'll give you mine if you give me yours. Can I call tomorrow? Nu am găsit ce am vrut la IKEA. O să mergem până la B&M. Dar vorbeam cu Adi acum că, nu știu, cred că ne-am călit noi cu vremea sau nu știu care-i treaba, că afară sunt 4 grade. Eu sunt în geacă de piele și nu mi se pare frig. Ori s-a schimbat vremea, ori nu știu care e treaba, dar nu mi-e frig, mi-e foarte bine. Bine, probabil dacă m-aș plimba mai mult pe afară așa, mi-ar fi frig la un moment dat, dar e super, super ok. Uitați câte feluri de KitKat, deci avem cu popcorn, de astea am gustat, sunt bune. Mai avem aici cu cookies, avem cu caramel și avem și cu mentă, black. Nu-mi place, dar oricum au destul de puține sortimente față de câte există pe aici. Uite că am mai găsit un fel cu ceară de albine sau ceva stupi de albine, dar eu chiar să încerc, că nu-mi place aroma de miere. Deci mai au și originalul. Și cu popcorn iar. Da, hai că o iau pe asta să o încerc. Și am mai găsit un fel de KitKat, de care n-am mai văzut până acum. Iepuraș. Aici au set cu iepuraș și ouțe de ciocolată. Vă zic că pe aici au început foarte devreme să bage chestiile de Paște. Că mai sunt tot felul de iepuraș și de alte chestii. Gata, plec de la dulciuri, că nu e bine. Mergem încolo la chestiile de casă. Doamne, uitați cât de drăguț este acest balansoar pentru pisici. E mic rău, adică se vede din poză că e special pentru pisici, dar mi se pare atât de drăguț. Cât o fi? Știu că l-am mai văzut, dar nu mai știu cât costă. Văd că cineva a și desfăcut aici. Hai să aruncăm și noi în ochi. Ia uitați-l, doamne. E frumos rău. Dacă știi că Blue ar sta în el, l-aș lua, dar știu sigur că nu o să stea pentru că are coșulețe și nu le folosește. Sunt sigură că nu o să-l folosesc nici pe ăsta. Am ajuns acasă fără prea mare succes în ceea ce privește cumpărăturile, adică am luat doar așa câteva chestii de ale gurii, am luat o sare dintre aceasta de Himalaya, am luat niște Doritos, am luat acel KitKat despre care vă spuneam, am luat și niște chifteluțe dintre acestea de pui și atât. A, și buchetul ăsta de garoafe, care e încă îmbobocit și pe care o să vreau imediat să-l pun în vază, dar chiar... De fapt, nu, stați așa că mai întâi vreau să mă arăt unele chestii și apoi o să bag și florile în vază. Voiam să vă zic că în weekend m-am întâlnit cu Miha Șerbănescu, are și ea un canal de YouTube pe care o să vi-l las jos în comentarii, sper să nu uit, sau mă rog, în cutiuța cu descrieri, sper să nu uit. Și
A venit la mine și mi-a adus câteva chestii drăguțe, atât din partea ei, cât și din partea Sabinei Rusescu, al cărei canal iarăși o să vi-l linkuiesc în cutiuța cu descrieri. Din partea Mihaelei am primit ceva ce îmi doream de mult să testez. Să stic în capacul calul meu. Mă bate capacul în fine. Și este vorba despre... Da, arată urât totuși cu capacul strâmb. Dar de ce pot să-i pun capacul drept? Nu înțeleg. Nu vreau să-i se pună capacul. În fine. Este vorba despre o lumânare parfumată de la Dark Shop cu aromă de liliac. Și vreau să zic că miroase... Eu oricum ador mirosul de liliac. Dar miroase, doamne, primăvara a liliac pur, efectiv, deci... Să nu mai zic că a parfumat toată casa în momentul în care i-am dat drumul și cu siguranță când o să ajung în țară... Băi, dar ce are capacul ăsta? În fine. Cu siguranță când o să ajung în țară o să mai dau o comandă de alte lumânări de la ei pentru că îmi plac foarte mult și știu că fetele din grupul meu le laudă și da. Abia aștept să încerc mai multe arome de la ei. Și pe lângă asta, Miha mi-a mai adus, bineînțeles, și flori și o vază foarte frumoasă. Deci culoarea este superbă. Da, și cum ziceam, mi-a adus și în partea Sabinei Rusescu ceva, imediat vă arăt, pentru că, mă rog, Miha a fost în țară de sărbători și Sabinuța a vrut să îmi trimită și mie ceva. În primul rând mi-a trimis această agendă atât de frumoasă, doamne, este superbă, e minunată, este holografică și cu genuțele astea pe aici, e frumoasă rău de tot, încă n-am apucat să scriu nimic în ea. Dar chiar aveam nevoie de o agendă și mie îmi plac în general agendele astea care nu au dată sau ani trecut pe ele sau știu eu ce. Îmi place să fie exact așa, foaia goală, ceea ce m-a nimerit la fix. Și pe lângă asta mi-a mai trimis aici un portofard care este absolut adorabil. Niciodată nu poți să ai prea multe portofarduri. Iar înăuntru mi-a trimis o oglindă dintre aceasta de buzunar. Știu că le-a luat tuturor fetelor și chiar mă uitam în clipuri că ziceam, mamă, cât de drăguță e oglinjoara asta, e de la Jumbo, văd. Dar e absolut adorabilă și, sincer, și de asta aveam nevoie, pentru că am avut o lumânare, o oglindă de geantă care mi se stricase. Și atunci asta e mai mult decât binevenită. Și aici mi-am mai pus niște mostre de la L'Occitane, de șampon... balsam de păr. Ce mai am aici? Youth oil, ceva, un ulei de față, din nou un youth oil și aici mai am o mostră cu o cremă de mâini. Mulțumesc tare, tare mult, Sabinuța, mulțumesc și Miha pentru cadouri. Bine, lui Miha i-am mulțumit în momentul în care ne-am văzut. Și acum vreau să iau de aici toate lucrușoarele astea. Și vreau să... Trebuie să vă dau un pic mai sus. Să tai aceste garofițe și să să scoase elasticul și să le pun în vază. Vreau să le tai pentru că sunt prea lungi. Văd că au venit și cu un lichid de ăsta, flower food, probabil ceva de bază de zahăr, mă gândesc. Am bucurat tare mult când am văzut buchetul acesta de garoafe. Am dat 1,80 lira pe ele pentru că, ce-i drept, nu am mai văzut garoafe de destul de mult timp. Ia să văd cam câte ar trebui eu să le tai. Da, deci cam până pe aici. Nu prea am văzut garofe prin UK, nu știu cum... Sau poate nu m-am uitat eu, habar n-am, nu știu, dar ideea e că m-am bucurat să le văd, să pun apă în vază. Vaza asta o am de la mami și plănuiesc să le pun pe masă. Stați așa, să pun și acest pliculeț cu flower food. Așa, e ca un ulei. Nu miroase nimic. E puțin așa uleios. Și să pun și floricelele. Abia aștept să înflorească și să arate drăguț. Duc să le pun pe masă. Bun. Nu știu de ce nu am dat geaca jos de pe mine. Am venit așa direct de afară, pusă pe vorbă. Și... da. Am strâns aici cozile de garoafe. Cam atât pe seara asta. Mâine am zis că dacă este vremea frumoasă, am vrea să ieșim la o serie de poze. Eu cu Adi mă refer și
Să vedem, Vanzi, dacă vremea ține cu noi ieșim. Adică, în principiu, să nu plouă, cam asta e, că dacă e norat, nu ne deranjează. Și o să vă iau și pe voi cu noi. Dacă rămânem pe lângă casă, aia, vedem noi ce facem. Până una alta mă duc să-mi pun un pahar de vin și să mă trântesc pe canapea. Bună ziua! Noi nu mai ținem pregătit. Vrem să mergem să ne plimbăm pe undeva, dar nu știm exact pe unde încă. Bine, de fapt, avem o idee. Cred că o să mergem în Leicester. A găsit de un parc drăguț pe acolo. Știți că vă ziceam ieri că am vrea să... Adică poate ieșim azi să facem niște poze dacă vremea ține cu noi. Dar ne-am trezit cu un ditamai vântul de zici că ne lua casa pe sus. Și sper totuși acolo unde mergem, sper totuși că acolo unde mergem să nu fie atât de urâtă vremea. De plouat nu plouă, măcar atât, dar na, vântul pare cam problematic. Dar dacă nu, aia, nu ne ies pozele, măcar ne plimbăm un pic și aia e. Da, ne-am hotărât până la urmă să mergem în Leicester la Watermead Country Park, parcă așa se numește. Avem cam o oră de mers până acolo. Noi ne gândeam inițial că e ceva mai aproape, dar nu știu dacă știți pe Waze sau nu știu dacă se întâmplă asta la toată lumea, dar bagi prima dată destinația, zice o anumită distanță și când îi dai go sau mă rog să te ducă chiar la destinația aia, se mărește distanța și de asta n-am calculat foarte bine, n-am luat asta în calcul, dar e ok, o oră e ok, nu e foarte mult oricum mergem pe autostradă, deci nu e o problemă. Sper doar, v-am zis, să țină vremea cu noi, măcar să nu plouă, pentru că este foarte înnorat, nu înnorat, așa că, da, sper să, sper ca măcar asta să nu se întâmple. Dacă s-ar opri și vântul, ar fi perfect, dar rămâne de văzut. Da, acum v-am zis, am oprit să alimentăm și pornim la drum. Am văzut că în Leicester acolo este și un Costco. Este altul la care mergeam noi, față de cel la care mergeam noi de obicei. Noi mergeam la cel din Birmingham, dar dacă tot mergem încolo la Leicester, cred că ne oprim și la Costco acolo. Și să vedem ce are de oferit în plus, deși în principiu sunt cam la fel magazinele peste tot, dar da, o să vedem. Este monstrul cu care îmi face adipozele și filmările frumoase și am scos chiar câteva poze foarte drăguțe, așa că o să vă las Instagramul meu pe ecran și dacă vreți să vedeți pozele, mergeți pe Instagram. I give you my tomorrow, forever now. Spotlight from my cell phone. Sounds like it's your ringtone. I get chills when you call. Wanna give you my heart. Am văzut un podcast foarte mic și drăguț să facem poze. Și voiam să vă arăt așa, împrejurul. Vă puteți da seama, cred că după apă cât de tare bate vântul, adică vine așa în rafale. Și când crezi că s-a terminat, vine și te izbește din picioare. Dar e foarte drăguț aici. Dacă era și soare, era mai bine. Gata, am înghețat bine, am subestimat un pic vremea. Sau am supraestimat-o, de fapt, am crezut că o să fie mai cald. Măcar am reușit să facem câteva poze drăguțe, abia aștept să văd, să le văd și pe laptop. În varianta mare. Oricum, până una alta mergem până la Costco și ne uităm ce magazine mai au pe aici prin zonă. Noi, în principiu, că de asta am fost ieri la Ikea, voiam să ne uităm de o măsuță de... dintre aceea, de cafea, de pus lângă canapea, pentru că am vrea să schimbăm pe cea pe care o avem.
Dar la Ikea era pe sărăchie maximă, nu am găsit nimic. Așa că aruncăm un ochi pe aici să vedem dacă găsim ceva interesant. Asta e canapeaua pe care ne doream noi inițial, dar între timp ne s-au schimbat gusturile și n-am mai luat-o pe aceasta. Asta ne plăcea pentru că e așa cu recliner, e foarte interesantă. Masa asta și cu scaunele astea sunt vis, sunt atât de quality, bine, și prețul e la fel de quality, dar mai ales masa, bine, și scaunele, v-am zis, au un material super mișto, dar masa e solidă rău de tot și arată și super bine. Uite și oglinda asta, e foarte, foarte mișto. Aici sunt. Are lumină și bluetooth cu speaker în ea și costă... Unde-i prețul ei? Ah, acolo în spate. Să știți că prețul acela mare e scris fără TVA, deci prețul final ar fi vreo 155 de lire. Dar e frumoasă tare, îmi place mult de tot. Mereu mă uit la ea când vin în Costco. Un alt lucru care se poartă prin UK este să ai duș electric. Recunosc că avem și noi unul în casă într-una din băi, dar mie nu-mi plac deloc, nu le văd rostul, adică le văd rostul în cazul în care nu ai centrală pe gaz în casă. Noi avem centrală pe gaz și totuși avem și o chestie de asta pe care o să vrem să schimbăm. Dar da, în foarte multe case o să vedeți genul acesta de duș electric și vreau să zic că și consumă o grămadă de curent, adică... Ce ne place nouă la Costco foarte mult este că absolut, dar absolut orice, de la mâncare, la articole de casă, la haine, absolut tot, sunt de super bună calitate și dacă stai să tragi linie la final, la prețuri, prețurile sunt super ok, adică sunt produse pe care le-am mai văzut și în alte părți la prețuri mult mai mari. De asta Costco e un deal bun, dar trebuie să-ți faci abonament anual ceva, e 33 de lire abonamentul anual, dar merită, mai ales în cazul în care frecventezi acest magazin destul de des. Mă așteptam ca dita mai grătăroiul ăsta să fie peste 500 de lire, în schimb e 240 de lire, adică mi se pare un super, super preț pentru așa măgăoaie. E din fontă. Da, și e, da, e din fontă, adică e masiv rău, foarte tare. Uite un alt exemplu, acest nisip pe care eu înainte îl luam de la pet shop și costa 12 lire punga, aici costă 6 lire și, na, e, adică practic poți să iau de aceiași bani două pungi, ceea ce e super. Au la vânzare până și saltele și până și cămara dintre acestea, sau nu știu cum să-i spun, care stă afară practic, în engleză zice shed, în română sincer nu mai știu cum îi spune, dar înțelegeți ideea. Și la fel, e foarte bine construit și e aproximativ 1000 de lire. 2,280 de ulei de cocos costă 13 lire, ceea ce mi se pare iarăși un preț extraordinar de bun. Și Kirkland, astea sunt produsele lor din gama proprie și sunt geniale. A fost făcut, am cheltuit ceva bani, am supărat acasă ce am luat și să vă zic și cât am dat, dar v-am zis și înăuntru că sunt chestii de calitate, la mâncare sunt în general chestii care sunt angro, de exemplu iei un box de 6 litri de lapte sau în fine, o să vă arăt acasă. Și doamne ce frig este, că tot ziceam ieri că nu simt frigul, că e super ok, dar cred că ieri nu bătea vântul, asta cred că era, și azi bate vântul și se simte de 10 ori mai frig. Aia e, sper să nu răcim. Acum o să mergem să mâncăm ceva și apoi o să mergem acasă, avem cam o oră până acasă, deci probabil că o să mâncăm pe aici și apoi pornim spre Blue, că sigur ne așteaptă mititelul. Și, trebuie să ne oprim și la poștă,
sau la o cutie poștală că am un plic de lăsat. Da. Haide să ne punem în mișcare. Gata, ne-am întors din oraș și am zis să vă arăt repede ce am luat de la Costco. Hai că încep de aici. Aici avem carnea. Am luat în primul rând această caserolă de creveți care sunt gata fierți și vin și cu ceva sos. Ei erau congelați, dar o să-i lăsăm noi la frigider ca să se decongeleze peste noapte, să putem să-i mâncăm mâine. Aici am luat o caserolă. Stai că o să-i dau la o parte. Opa. Aici am luat o caserolă de pulpe de pui, are 2,146 kg și a fost 4 lire. Și aici mai avem o... deci, mă rog, astea erau pulpe inferioare, astea sunt pulpe superioare. Sau invers. Nu știu cum mereu le încurc, în fine, altfel de pulpe. 2,6 kg, au fost 5,26 lire. Am luat un platou de sushi care a fost 17 lire. Aici am luat un pachetel de foi de dafin și un pachetel de pătrunjel, care este destul de verde din câte văd, adică chiar mi se pare interesant. Și am mai luat aici și fulgi de ceapă. Apoi am luat usturoi, chestiile astea, deserturile astea, doamne, sunt cele mai bune ever. Eu cred că am o obsesie în ultima vreme cu caramelul sărat, pentru că astea au și caramel sărat, au și ceva, o cremă albă, biscuite, strat de ciocolată, sunt delicioase, nu mai știu cât au fost astea, vreo 6-7 lire, cred. Apoi mai avem aici niște cookies făcute la ei acolo, care iarăși sunt foarte bune. Un cofrag de 24 de ouă, un detergent lichid, de ăsta am și în prezent și este super, super bun. Am luat aici setul meu preferat de sirop de agave, care este absolut minunat pentru ceaiuri, pentru cafea, pentru... Bine, eu nu beau cafea, mă rog, pentru limonadă, pentru absolut orice. Am luat aici niște roșii, două pâini, un... bidon dintre acestea de vreo 5 litri, cred că are, nici nu știu sigur cât are, de ulei. Apoi aici am luat un pachet de 6 cartoane dintre acestea de lapte de ovăz. Câte sunt aici? Sunt 12 conserve de roșii mărunțite, un box de 30 de doze de cola zero și un sac de nisip pentru Blue, care și ăsta are 16, zice că are capacitate de 16 litri. Și pe toate astea am dat 129 de lire, care cred că în lei vin aproximativ 700-750 de lei, cred. Destul de mult, dar sunt chestii care sunt în primul rând de calitate și în al doilea rând sunt lucruri care ne țin mult. Spre exemplu, carnea o împărțim în punguțe și o punem la congelator, ouăle iarăși ne țin mult, uleiul, detergentul, siropul, conservele și așa mai departe. Și cred că aici o să închei și eu vlogul, dar nu înainte să vă zic de restaurantul la care am fost. Când eram în Leicester acolo, am descoperit un restaurant românesc care se numește La Lori și de care am rămas foarte impresionați, pentru că doamna de acolo era extrem, extrem de amabilă. Deci foarte de treabă, foarte respectuoasă și restaurantul arăta super bine, era foarte curat, deci nu vedeai pic de praf pe nicăieri. M-am dus și la baie și era absolut curat, totul strălucea. Lucru pe care
Nu prea l-am mai văzut de multă vreme. Bine, în restaurantele englezești nici nu se pune problema, pentru că toate sunt mizerabile. Dar chiar și în restaurantele românești nu am văzut atât de curate nicăieri. Mă refer aici în Anglia. Și pe lângă asta, mâncarea a fost bună. Am mâncat atât eu cât și Adi câte o ciorbă de pui ala grec, care a fost absolut delicioasă. Am băut câte un suc de mere, care iarăși nu cred că era făcut în casă. Adică nu era făcut de ei, sigur, dar era bun. Nu știu de la ce brand era, că l-a adus direct în pahar. Și am luat și câte un papanaș. De fapt, porția era de 2 papanași, dar i-am zis doamnei că vrem să o împărțim, pentru că ați văzut că un papanaș era cât capul meu. Și n-aveai cum să mănânci o singură porție de aia. Dar a fost absolut delicios. Cu siguranță, dacă o să mai ajungem prin zonă pe acolo, o să mai mergem la respectivul restaurant, pentru că ne-a plăcut super, super, super mult. Da, și cam atât. Am zis că o să închei vlogul, am zis să-l las pe The Weeknd, cum ar veni, pentru că oricum mâine știm sigur că nu avem niciun plan, în sensul, adică de fapt avem un plan să nu facem nimic, să stăm, să ne relaxăm, să ne uităm la filme, să, nu știu, efectiv să nu ieșim din casă, așa că mâine n-are rost să mai duc vlogul, că nu o să se întâmple nimic și poate o să încep altul de luni. Toate acestea fiind zise, eu vă mulțumesc tare, tare mult că mi-ați fost alături, vă pup, vă îmbrățișez și ne revedem cât de curând cu un nou video. Pa, pa!